poate să nu mă. Tu știi cum e să dăm în culoare ca asta? Cu toate vacile bălțate care te calcă pe picioare, ha? Cu toți bețivii care te ciupesc de fund? Cu toți fumătorii care nu au voie să fumeze, dar și-a prins țigară după țigară și te întreabă nu deranjez, nu deranjez. Apropo, nu deranjez, nu? Da, da, n-ai cum să te odihnești, n-ai cum. Și eu, după cât se pare în seara asta, o să trebuiască am să... Am o idee. Aici e un pat liber, dacă vrei, al tău. Și tu? Eu ce? Unde mergi? La Nisa. Ah, ești în vacanță? Ce? A, nu, nu, de acolo sunt. Auzi, dar cu cine trebuia să călătorești? Ești din Nisa sau ce? Nisa? Nu, din Salarandiu, vă. Auzi, dar cu cine trebuia să călătorești? Cunosc pe cineva în Salarandiu. E, cu cine trebuia cu să călătorești? Păi de ce nu porți verighetă? Stai puțin, adică tu te-ai uitat să vezi dacă eu port verighetă sau nu port verighetă? Da, de ce nu porți verighetă? Ei, uite așa. Eu nu mă cer niciodată. Da, da, așa spun toate femeile. Eu nu sunt ca celelalte. Păi exact așa spun toate femeile. Tu auzi ce-i ăsta? Ce-i ăsta? Ce-i ăsta? Soneria de la telefonul meu. Ce e? Telefonul nou primit cadou de la niște prieteni și nu știu cum se schimbă porcăria asta. Ce e așa de comic? Ganterele. Ia uite, ia uite, asta e o cremă, o să-ți facă foarte bine. O să vezi, o cremă. Uite, pentru înțepături, pentru umflături, pentru hemoroizi. Hemoroizi? Da, tot un fel de lovituri. Da, o lovitură a sorții. Da. Așa, e pe bază de arnică. Nu trebuie, te rog. Da, hai de mână, de mână. Dar ce ești timid? Atunci de ce ți-e frică? De șarpele cu clopoței, de muscățețe. De paianjă, nu cu cruciuniță. Încet. Păi, dar asta e expirată! Ce fraier ești! Păi uite, încă de-acum, uite că miroase acul. Așa miroase armica. Așa rânce? Da. Să știi tu că un lucru nu se strică niciodată. E, și chiar dacă se strică, n-are ce rost să-ți facă. Dar nu e adevărat, dacă un lucru se face bine când e nou, nu înseamnă că se face bine și când ai expirat, de exemplu... Bărbații. Alo, în sfârșit, unde ești? Eu unde sunt eu? Unde ai fi trebuit să fii și tu în tren? Că de asta am cărat acum de casă după mine. Cum? Vorbește mai rar că n-ai semnal. Păi și de cât timp se întâmplă? Și eu îl cunosc? Păi și nu puteai să-mi spui înainte? Înainte să cari jumătate de casă după mine, înainte să-ți cumpăr bilet, înainte să mă înșeli? Cretino! Păi da, că dacă tu acum nu erai încornorat, eu dormeam afară cu toate vacile bălțate, da, păi așa se spune. Uite, vezi, ghinionul unora... Ai putea să taci, te rog. Auzi, dar cât timp ați fost împreună? Voi aveți copii? A, nu, acum 6, a, nu aveați, dar acum aveți? A, nu! Nu, i-a vrut copii, tu n-ai vrut și de asta i-a te părăsit. Dacă sunt eu prost și te-am primit la mine în cușetă, că erai o prăpădită care stăteai pe culoar... Dar tu erai prăpădit, eu aveam două paturi, eu aveam și ghirlande, da? Dar nu-i uite așa, mă distram eu cu ghirlande, da, mă distram eu cu ele, că te-am primit la mine în cușețică. Da, ce e să-ți spun, vezi că toaleta e ocupată? Alo, da. Nu, nu-i Manuel. Ce? Nu, e telefonul lui Manuel, dar nu-i Manuel aici. Ce, cine sunt eu? Înlocuitoarea. Aia care v-a locuit, dacă tot ați plecat, ce era să faci? Apropo, să vă fie rușine, să vă fie foarte rușine, că așa... Ce? Ce? Dar nu vorbesc prostii deloc, fac ce vreau și nu-mi dai tu mie sfaturi, înțeleg? Ce? Vorbește mai rar că n-ai semnal. Am înțeles, vrei să știi cine sunt? Trebuia să urci în tren să vezi cine sunt acum mai târziu. Văd că insiști. Auzi, nu fii obraznică! Ce? Vrei să știi cine sunt eu?
Chiar vrei să știi cine sunt eu? Uite cine sunt eu! Proasta naibii! Eu tâmpită să mă amestec cu toți dezaxate, ca nu mă pintrez și ca citesc pe toată lumea și care... Știi? Așa! Oh. Acum că ne-am împăcat, am uitat să spună de-o căută nevastă ta. Cum adică mă căută nevastă mea? Da, te-o căută mai devreme la telefon. Păi de unde știi că era nevastă mea? Încă am răspuns. Ce-i fac? A, nu vrei să știi ce ne-am vorbit? Ce? I-a spus Manuel, așa că mă aflat și eu că te chemă Manuel. Da, după care mi-a spus, mă scuzate, am greșit numărul, i-am spus nu, n-ați greșit numărul, e telefonul lui Manuel, dar nu e Manuel aici. Atunci m-a întrebat cine sunt și nu știu ce m-a apucat, că mi s-au întunecat mințile și i-am spus că sunt înlocuitoarea. Ce-ai spus? Înlocuitoarea. Adică aia care înlocuitoare dacă tot a plecat, nu? Păi de ce ai spus asta? De ce ai spus asta? De ce ai spus asta? Tu știi să mă ai spus? Pentru că m-am intrat ceva în cap, na? Păi și ea ce-a zis? Ea a zis ce-ți prostiile astea și m-a insultat și a vrut să știe neapărat cine sunt eu. Și atunci am luat telefonul, m-am făcut o poză și am trimis-o prin MMS. Da. Nu că povestit așa sună că o tâmpenie, știu. Iartă-mă. N-ai idee ce nedemânate că sunt. Mă rog, n-ai vrut decât să mă ajut, asta e tot ce contează. Auzi? Și s-ar putea ști ceva și despre viața ta? Bineînțeles! Pregătesc o teză. Dezastru și consecințele legilor regelui Hammurabi în epoca babiloniană asupra femeii din Orientul Mijlociu. Dar știi cine a fost Hammurabi, nu? Nu. Cine a fost? Cum nu știi? A fost cel mai mare rege al Mesopotamiei! Ei, tu te-ai la fost? Da! Dom'le, mă întrebam cine o fi fost cel mai mare rege al Mesopotamiei, domnule! Păi lui, datorăm primele legi scrise din istorie! Ei, astea două mari probleme le aveam în viață. Cui datorăm legile astea din istorie și cine era cel mai mare rege al Mesopotamiei? Păi lui dicta legile zăbătoare lui. Șamaș. Da, văd că știi. Mă rog. Și ele mergeau pe principiul talionului. Dinte pentru dinte, cașcaval mă luam. Da, văd că știi. Știi? Ce vrei să faci cu ea? Cu lucrarea, zic. Cu lucrarea? Asta e că nu știu. Bravo, ți-ai găsit calea. Mergi pe ea. Rămâi cu mine. Oh,